FK Miercurea Ciuc a regăsit drumul spre victorie după mai bine de o lună și jumătate. Elevii lui Robert Ilieș au câștigat meciul cu Chindia Târgoviște din runda a 8-a a ligii a 2-a grație golului marcat de Richard Gelena în minutul 38. Meciul de la Miercurea Ciuc a avut două remize diametral opuse. Prima a aparținut Chindiei Târgoviște, care a avut ocazii imense la poarta excelentului Genji. În partea secundă, elevii lui Robert Ilieș au blocat eficient culoarele, puteau majora scorul pe contraatac, în timp ce Chindia lui Vasile Miriuță a pedalat în gol și a apărut o echipă epuizată. La Chindia, criza se adâncește, iar la final, președintele Andrei Cordoș și antrenorul Miriuță și-au băgat jucătorii în ședință minute bune. Chindia a coborât pe locul 10 cu 10 puncte. Runda viitoare, dâmbovițenii vor juca acasă cu Progresul Spartac.